Bună dimineața, Nadina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Da, cu puțin timp în urmă, mai exact cu o jumătate de oră în urmă, premierul Sorin Grindeanu a venit în Parlament. Se află în acest moment în biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Nu știm însă despre ce discută, dar ne putem gândi în condițiile în care zilele trecute știm foarte bine că Liviu Dragnea își manifesta nemulțumirea față de anumiți miniștri din guvern. Cel mai probabil discută despre activitatea anumitor ministere și anumiți miniștri. După cum spunea Liviu Dragnea ieri, va purta o discuție, un dialog cu Sorin Grindeanu, dar și cu Călin Popescu-Tăriceanu. Până în acest moment, Călin Popescu-Tăriceanu nu se află în biroul lui Liviu Dragnea, așadar este o întâlnire doar între Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu. Rămâne să vedem dacă vor exista și declarații după această întâlnire, pentru că știam că astăzi ar putea fi o ședință a coaliției. După cum spunea Liviu Dragnea ieri, acesta preciza că în această săptămână va avea o ședință de coaliție pentru a discuta despre activitatea ministerelor. Rămâne așadar să vedem care vor fi concluziile acestei întâlniri. Ar mai trebui precizat și faptul că ieri a mai existat o întâlnire separată între Liviu Dragnea și președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. Nu știm ce s-a discutat la acea întâlnire, pentru că niciunul dintre cei doi nu au vrut să dea informații.